Echipa feminină de volei SCMU Craiova a câștigat luni și al treilea meci de pe teren propriu cu junioarele de la CSV Tomis Constanța, cu scorul de 3-0, contând pentru play-out-ul diviziei A1. În fața a doar 50 de spectatori prezenți în sala sporturilor Ion Constantinescu, craiovencele nu au avut deloc emoții și după ce s-au impus cu scorul general de 3-0, au încheiat campionatul pe locul 9. Confruntarea s-a desfășurat după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Antrenorul craiovencelor spune că și acum se gândește cu tristețe la ratarea play-off-ului, dar în același timp este mulțumit cu poziția pe care s-a clasat echipa. Se mai simte un gust amar pentru ratarea play-off-ului? Bineînțeles, pentru că finalul fiind strâns, adică noi având prima șansă câștigând la Lugoj, toată echipa și-a dorit să scoată un rezultat foarte bun. Dar, din păcate, nu a fost. Oricum suntem bucuroși că am terminat pe locul 9. Care ar fi cuvântul care ar putea caracteriza acest parcursul în acest campionat? A fost un, eu știu, un campionat dificil dacă stăm să ne gândim la contracandidatele noastre, care în retur au reușit să-și întărească loturile. Noi ne reușim de acest lucru, am încercat să ne luptăm în continuare și valoarea și-a spus cuvântul pe final. Voleibalistele spun că a fost mai ușoară decât se așteptau confruntarea pentru locul 9. Se pare că avem cu echipa de juniare și din primul meci ne-am dat seama că calificarea și obiectivul nostru este îndeplinit. Ești o jucătoare experimentată. De când ai mai avut parte de un meci atât de ușor? Nu știu. Cred că de foarte mult timp. Nu cred că am mai avut ocazia să joc așa cu divizia, cu junioare, nu știu. Voleibalistele vor intra în vacanță până la sfârșitul lunii august, când vor începe pregătirile pentru sezonul viitor.